despre dumneavoastră și experiența din domeniul imobiliar. Sunt multe de spus, ținând cont de faptul că sunt în piața imobiliară de circa 20 de ani și am trecut alături de piața din România prin toate etapele de dezvoltare, de schimbări. Ce aș putea să vă spun? Aș putea să vă spun că am făcut diverse cursuri imobiliare de-a lungul anilor de broker imobiliar. Am fost președintele Uniunii Naționale a Agenților Imobiliare undeva în anul 2000, când a existat o ordonanță. Mai târziu, în 2009, am fost președintele Asociației Agenților Imobiliare din România. De când sunteți implicat în piața imobiliară din România, ați observat o diferență în acesta, în preferințele clienților, oferta ansamblurilor rezidențiale, oferta de creditare? Sigur că da. De la an la an s-au întâmplat diverse modificări și schimbări în piața imobiliară. În acesta, ce aș putea să spun, s-a mers foarte mult pe prima casă. Oamenii au accesat din ce în ce mai mult credite, cu toate că în anii de boom imobiliar era o frenezie. Acum oamenii știu când vor să acceseze un credit, dacă îndeplinesc condițiile, dacă nu îndeplinesc, dacă au venituri, dacă pot să înceapă un credit, dacă au posibilitate să-l plătească. Adică sunt mai circumspecți și mai atenți în alegerea unui credit. Care este strategia pe care o urmăriți pentru satisfacerea clienților? Nu știu dacă aș putea să spun că e o strategie de satisfacerea clienților. În momentul de față, în piața imobiliară sunt foarte multe locuințe noi, scoase la vânzare, multe ansambluri rezidențiale, dar și locuințe vechi. Și clientul are de unde să aleagă în acest moment. Strategia depinde de fiecare în parte și de ce anume promovează. Care este proiectul de care vă ocupați în prezent? Mm-hmm. Ce puteți să ne spuneți? E un proiect de suflet care îmi place foarte mult și pe care îl iubesc, să fiu sincer. Proiectul este ansamblul rezidențial Maria Rosetti 38. Este altceva. Noi îl numim o bijuterie rezidențială. Cum a obținut acest titlu de bijuterie rezidențială? În primul rând, datorită specialiștilor și materialelor de calitate care au fost folosite. Încă din faza de început a proiectului, s-a dorit alegerea unei locații ultracentrale și după aceea au fost angajați cei mai buni specialiști. Firma care a construit blocul, de exemplu, ansamblul acesta, este firma Bogart, care este o firmă de renume în domeniul construcțiilor. Cum a început dezvoltarea acestui proiect? Prin alegerea locației. Locația este foarte importantă întotdeauna. Prin alegerea locației, după aceea, prin angajarea, exact cum am spus mai devreme, a specialiștilor. S-a dorit să se lucreze numai cu specialiști recunoscuți, oameni care știu ce trebuie să facă, cum trebuie să facă și a face altceva, a ridica o altă clădire deosebită în București. Ce puteți să ne spuneți despre finisajele și dotările acestui ansamblu? Finisajele sunt de calitate. Avem folosite piatră vrața, avem pe jos în hidroizolații, avem polistiren, plac sunt placate cu polistiren, clasa energetică a imobilului este A, clasa energetică normală, astăzi, dar acum 10 ani era o poveste și ne doream cu toții. Sunt oricum folosite materiale de calitate. S-a dorit altceva. S-a dorit crearea unui stil de viață și, de fapt, normalitate. Pe aceasta s-a pus accentul pe normalitate. Care este disponibilitatea locuințelor din Maria Rosetti 38? În acest moment mai sunt doar 20%
mă refer la apartamente și garsoniere, pentru că asta a fost cele mai solicitate și proiectul s-a focalizat pe apartamentele de două camere cu două băi, cu diverse suprafețe. Care au fost preferințele cumpărătorilor legate de creditare? Ați spus că au preferat în special prima casă. Da, au preferat în general prima casă, dar în acest proiect nu a fost cazul, pentru că prețurile depășesc plafonul la prima casă. Au fost și achiziții cu banii cash? 90% dintre achiziții au fost cu banii cash. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru? Aș vrea să le doresc sărbători fericite și aș vrea să spun de fapt că aș vrea să spun chiar mai mult despre portalul nostru. Portalul nostru m-a ajutat în strategia pe care am conceput-o pentru promovarea acestui proiect imobiliar. A înțeles nevoile mele și ale dezvoltatorului, pentru că la acest proiect a fost necesar un alt tip de promovare. Proiectul nu s-a încadrat în locuințe cu prețuri de 30.000 de euro, cu 40.000 de euro care au fost accesate cu prima casă. Aici au fost locuințe premium, unde oamenii sunt altfel de oameni și la un alt nivel și financiar, dar și calitatea oamenilor este foarte importantă în imobil. Nu știu dacă ați văzut când ați venit, există supraveghere video, există fază 24 din 24, există un hipermarket care l-am creat la parterul blocului. Am încercat să oferim clienților noștri tot confortul necesar într-o viață agitată și zbuciumată din inima capitalei. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și mie, asta vă doresc sărbători fericite! Mulțumim!